Bună, Scorpion, și mă bucur să te am aici alături de mine. Aceasta este citirea ta pentru următoarea perioadă, din momentul din care tu te decizi să deschizi acest videoclip. Și vreau pentru tine un mesaj din oracolul Moonology care să te ajute să manifesti mai ușor ceea ce tu îți dorești să manifesti și ceea ce este spre binele tău înalt. Hai să vedem care este acest mesaj pentru tine, pentru Scorpion, pentru cei cu stelium în Scorpion, pentru cei cu marcaje puternice în Scorpion. Uite că a venit și avem două cărți. Una cu marcaj pe gemeni și una cu marcaj pe fecioară. Cumva aceste două zodii sunt guvernate de către Mercur și pot fi relevante pentru tine în această situație. Magicianul îl reprezintă pe Mercur în tarot. Cumva tu poate, da, încerci să manifesti ceva anume și pot să existe persoane din jurul tău care să te poată ajuta. În același timp, aceste mesaje de pe cele două carduri sunt benefice pentru tine, în sensul că prin cuvânt, speak your world into being, prin cuvânt tu aduci lumea ta în ființă și de asemenea păstrează-ți credința că totul va fi bine. Trust all will be well. La baza pachetului avem acest mesaj. Take a reality check. Lună plină în Capricorn. Cumva tu să vezi realitatea așa cum este. Sunt anumite lucruri care poate nu merg chiar așa cum îți dorești tu, dar să accepti realitatea așa cum este. Ia să văd, să accepti. Lună plină în leu, go wild. Poate ceva te-a înfuriat, poate ceva te îndeamnă să îți exprimi adevărul tău și tu ești îndemnat să îți exprimi lumea în ființă, cumva prin acțiunile, prin vorbele tale tu manifesti lumea ta interioară și dorințele tale și ai încredere că totul va fi bine. E ceva ce tu ești îndemnat să faci și îndemnul este în același timp să ai încredere că totul va fi bine. Hai să văd situația ta. Care este situația ta în acest moment? Văd 6 de spade și luna. E ca un pasaj de trecere pentru tine și asul de cupe la baza pachetului. Și am să pun astfel aceste cărți, pentru că așa simt că e mai potrivit în această situație a ta. Și astfel am și primit cărțile. Am întors prima dată această carte a șaselui de spade. Da, poate fi și așa cum voi. Eu am să încerc să dau o interpretare pentru ambele situații. Cumva să lași decepția în urmă. Poți să lași un rac sau un pești în urma ta pentru a te îndrepta către ceva ce înseamnă armonie, sănătate și mentală și sufletească și emoțională. Minte, suflet, spirit, cumva. Poți să călătorești în următoarea perioadă și de asemenea, uite, dacă ies să interpretez aceste energii astfel, situația de față îmi arată că te îndrepți către, poate fi o persoană care, da, îți poate aduce decepție și pentru care e necesar să
e necesar să îți asculți intuiția și chiar să mergi prin întuneric pentru a ajunge la adevăr și la lumină. Dar există multă iubire aici. Chakra inimii este larg și poate chiar complet activată pentru această persoană. Poate fi iarăși un rac sau un pești. Hai să văd blocajul. Aici avem situația, blocajul pentru tine în această situație. Care este blocajul? 4 de spade. Blocajul îl reprezintă non-acțiunea. Poate o perioadă de pauză cu acest 4 de spade. O perioadă de pauză pentru vindecare, pentru moderație și echilibru, pentru a găsi acea cale de mijloc. Cumva acesta îl reprezintă blocajul pentru tine. Tu ești îndemnat să acționezi. Situația de față te îndeamnă din interiorul tău, din sufletul tău să acționezi, dar blocajul îl reprezintă poate o persoană care este într-o pauză, poate specific un săgetător sau o persoană sau faptul că nu acționezi iarăși. Poate reprezenta blocajul tău. Hai să văd în subconștientul tău ce ai tu. Ce ai tu în subconștientul tău? O carte pentru subconștient. Îndrăgostiții. Îndrăgostiții reprezintă zodia Gemeni. Îndrăgostiții de asemenea poate reprezenta o atracție foarte puternică pe care o ai față de o anumită persoană. Și asta ai tu în subconștientul tău. De asemenea poate o decizie importantă pentru sufletul tău. Îndrăgostiție și acest 7 de bâte și eremitul îmi vorbește despre faptul că tu ești într-o perioadă de cercetare a sufletului tău, a peșterii în care tu locuiești, peșterii, peștera în, denumită astfel într-un mod simbolic, da? Ești într-o perioadă de cercetare și asta ai tu în subconștientul tău. Hai să văd ce lași tu în urmă. Poate fi vorba și despre o relație, iarăși, cum am spus și la început, pentru care tu simți o atracție puternică, ai cunoscut acest suflet în toată goliciunea sa și, de asemenea, ai fost cunoscut, cunoscută în toată vulnerabilitatea și goliciunea ta. Ce lași tu în trecut? Regina de monede. Regina de monede poate reprezenta o energie de pământ, a unui element de pământ, taur, fecioară, capricorn. Anumite conflicte aici, care pot fi conflicte interioare, dar pot fi și reprezentate în exterior ca printr-un soi de conflict, competiție, argumentare cu cineva din afară pentru a recunoaște de fapt care este adevărul și adevărul este unul singur. Hai să văd acum, sau poate fi și din cauza unei anumite persoane, specific semn de aer, Gemeni, balanță, vărsător. Ce ai tu în gândurile tale actualmente? Ce ai tu în gândurile tale în momentul de față? Pajul de cupe. Și asul de monede. Poate ceva ți-a trezit curiozitatea cu acest paj de cupe. Pajul de cupe și pajii în general reprezintă oportunități. Poate un pești ți-a trezit curiozitatea, un semn zodiacal mă refer, sau o persoană
Pentru că văd și acest 5 de monede. Poate fi vorba și despre a-ți cere iertare cu ceva anume sau cineva e necesar să-și ceară iertare cu ceva anume față de tine. Oricum tu asta ai în gândurile tale, pajul de cupe în mod specific reprezintă o energie tânără, poate un adolescent, poate un copil, poate reprezenta oportunitatea aceasta de a-ți asculta intuiția despre o anumită persoană, de a o cunoaște așa intuitiv, cu bune și cu mai puțin bune. Hai să văd starea ta emoțională actuală și un posibil sfat pentru tine dacă tu vrei să îl iei în considerare în această situație a ta. 4 de băte. Starea ta emoțională actuală arată acest 4 de băte cumva înspre asta să te îndrepți tu. Da, tu ai asta în fiecare por al ființei tale. Poate e vorba despre o legătură de flăcări gemeni aici în care tu te afli. Poate ai stabilit o anumită fundație și o anumită stabilitate cu cineva anume și este și în sfatul tău să continui cumva să mergi pe acest drum. Fiind în starea ta emoțională, îmi vorbește de bucurie în sufletul tău. Și să iei acest sentiment de bucurie cu tine, să... Pentru că bucuria, dragilor, e un... Nu știu, eu îl văd ca un sentiment de înaltă vibrație, e aproape de recunoștință, cumva, și e un sentiment care te ajută atunci când universul vede că tu ești bucuros cu tot ceea ce ai, că ești recunoscător pentru tot ceea ce ai, el îți dă mai multe alte lucruri asemenea. Hai să văd ce vine din exterior. Ce vine din exterior? Regina de cupe. Poate fi un rac, pești sau chiar un alt scorpion ca și tine. Dar mai ales pentru faptul că vine din exterior, regina de cupe, eu am să citesc acum exact așa cum am învățat eu tarotul. Regina de cupe poate fi și o persoană codependentă, pentru că văd și această carte a cinciului de cupe, cumva cineva trist, cineva care te poate drena așa de energia ta vitală, de elementul tău apă, o persoană codependentă, ce să mai... O persoană care e necesar să își câștige independența și care este în același timp... În ceea ce privește trăirile, e necesar să-și câștige independența. În ceea ce privește aceste stări emoționale. Da, o oarecare doză de codependență văd aici. Poate fi o persoană cu marcaje puternice, iarăși ca și tine, în semn de apă. O persoană sensibilă. Foarte sensibilă și iubitoare și care își dorește să aibă cele mai bune intenții, dar în acest moment e da, e o persoană care are o cupă uriașă, cea mai mare cupă din tarot, dar e ușor drenată de sentimente. De trăiri. Are nevoie să fie independent. Ok, acesta e mesajul, așa îl dau și eu mai departe.
Hai să văd acum în frica sau speranța ta, în frica sau speranța ta ce avem, lumea. Și soarele la baza pachetului. Lumea vorbește despre o încheiere de capitol și despre a lăsa ceva, un capitol cu lecții învățate, un capitol încheiat, un capitol asumat, l-ai încheiat cu succes, cumva despre asta vorbește lumea. Poate să vorbească despre un semn fix, poate să vorbească despre distanță, despre lumea aceasta online. Dar e în frica sau speranța ta și mă gândesc că e în speranța ta, că îți dorești să închei acest capitol cu succes și să pășești în ceva nou atunci când ești pregătit, cu mult entuziasm, bucurie și conștientizarea faptului că ceea ce tu ai împlinit deja cu această carte a lumii, ceea ce tu ai învățat deja, acel ciclu pe care tu deja l-ai încheiat cu lecțiile învățate, conștientizare cumva că te poate duce într-un spațiu mai bun pentru creștere, pentru evoluție. Hai să văd acum rezultatul posibil obținut pentru tine. Care este rezultatul posibil obținut de tine la sfârșit de perioadă? Dacă tu vei urma această linie de destin, dacă rezonezi cu acest mesaj, doi de cupe. De foarte multe ori, acest doi de... Și uite, iarăși foarte mult zodia pești s-a arătat aici. Poate fi un semn de apă, ca și tine. Văd și asul de monede. Dar doi de cupe vorbește despre... despre a avea cupa ta plină și celălalt la fel și de a împărtăși din cupele voastre și de a vă bucura împreună. Doi de cupe poate să vorbească despre o relație de prietenie, un parteneriat, o relație de iubire chiar. Vezi lucrurile dintr-o nouă perspectivă, pe final de perioadă asta văd pentru tine. Vezi lucrurile dintr-o nouă perspectivă. Dacă la început au existat aici temeri, tristeți, nu știu, poate o despărțire de cineva anume, o perioadă de non-acțiune, pentru că asta avem în situația dată și în blocajul tău, poate ți-ai dorit foarte mult, pentru că avem acest patru de spade în blocaj, ți-ai dorit foarte mult ca lucrurile să curgă în felul în care le vedeai tu. Pe final de perioadă văd acest doi de cupe frumos pentru tine. Cumva tu împreună cu altcineva reușiți să împărtășiți din aceste două cupe. Tu din cupa ta și celălalt din cupa sa, pentru a vă îmbogăți unul pe celălalt. Foarte frumos. Judecata. Am spus adevărul. Cumva e ceva ce pentru tine rezonează cu sufletul tău și te ajută să renaști. Foarte frumos. Ok, dacă rezonezi cu acest mesaj, nu uita să îmi lași o apreciere, eu știu, să te abonezi iarăși canalului. Pentru citiri personale îmi poți scrie pe adresa mea de e-mail, eu te aștept cu drag. Îți mulțumesc și cu toată recunoștința de care sunt eu capabilă și în timp am învățat să fiu din ce în ce mai recunoscătoare pentru tot ceea ce se întâmplă în jurul meu și cu mine.
și ne vedem curând. Te pup! Pa, pa!